De curând mi-am cumpărat o nouă mașină și am stat să mă gândesc cum ar fi să petrec 24 de ore în ea. Dar vă dați seama că nu puteam să fiu singur, așa că am chemat-o pe Lu pentru a face acest challenge împreună. Rămâneți până la final pentru a vedea prin ce peripeții am trecut și cum a decurs noaptea. Dacă mai vreți vloguri cu noua mașină, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat abonați-vă ca să ajungem la 1 milion de abonați. Ne aflăm în fața mașinii și odată ce vom intra în ea, n-o să mai putem ieși timp de 24 de ore. Lu, vreau să întreb dacă mi-ai făcut-o așa nebunie până acum. Îmi dai seama, doar cu tine puteam să fac asta. Chiar sunt curios cum o să fie experiența. Hai să vedem cât este ceasul. Ceasul este 10:06, deci trebuie să stăm până mâine la ora aceasta. Mamă, nu știu cum o să fie asta, sincer. Dar abia aștept să filmăm tot. Cred că o să fie o experiență interesantă, mai ales că o să fim împreună. Da, exact, cel mai bine când suntem împreună. Vrem să fim transparenți cu voi până la capăt și o să vă spunem că avem voie să ieșim din mașină în două scenarii. Atunci când avem nevoie la baie, pentru că vă dați seama că nu o să facem într-o sticlă, nu vrem să vă spunem acest lucru, că nu este adevărat. Și atunci când trebuie să alimentăm, pentru că această mașină, da, este o bestie, dar consumă foarte mult și nu cred că o să ne ajungă. În rest, nu o să avem voie să ne dăm jos, de mâncat o să mâncăm în mașină, chiar dacă nu sunt de acord cu asta, deci te rog frumos să mănânci frumos, da? Opa, așa, ne-am urcat, de acum încolo nu ne mai putem da jos, chiar sunt curios. Alex, salut! Ce faci noi? Cine ești? Faci tu challenge cu noi? Nu faci challenge cu noi. Glumim. L-am chemat pe Alex pentru că o să ne ajute cu ceva mai încolo, așa că stați până la finalul clipului ca să aflați de ce. El nu este în challenge cu noi, deci el se poate da jos, dar o să ne mai ajute cu unele lucruri pe parcursul acestui videoclip. Primul lucru pe care o să-l facem nu este să plecăm cu mașina de pe loc. Ei bine, noi nu am mâncat nimic până la această oră și murim de foame, așa că m-a adus pe mine capul, da, și am luat sandvișuri ca să mâncăm în mașină. Dacă dă sandvișurile alea și hai să ne apucăm și noi să mâncăm, să nu dai pe mașină. Tu crezi că o să reușim? La câte chestii am făcut și câte vloguri horror am făcut, asta ar trebui să fie o joacă. Terminăm de mâncat și revenim. Gata, am terminat de mâncat, acum ne punem centurile de siguranță, dăm drumul la ce, că e moarte. Da, chiar e cald. Deci am început să mă dau și pe padele un pic și te simte altcumva când îți bagi cutia în sport, te joci și de pe padele. Mamă, dă nervi! Dă nervi m-am dat aia. Deci, Lu, să știți, atunci când i-am zis că vreau să-mi iau mașina asta, nu prea a fost foarte încântată. Nu, chiar n-am fost, adică nu știam, pentru că eu nu aveam cu mașinile. Pentru mine era un gol foarecare, cum e și pentru majoritatea oamenilor care au zis că ți-ai mașina asta. Da, stai în ea și vezi ce ți oferă și cum mergi. Deci am convins-o de la BMW. Bine, făcea și BMW, nu zic nu, dar nu la banii ăștia. S-a pus omul meu să spele mașina. Mamă, dar ce ciudat e să stai înăuntru prima dată când stau înăuntru și să spală mașina, mamă cum arată. Deci un lucru pe care l-am vrut neapărat la mașina asta a fost să am trapă, pentru că de obicei seara o deschid când e mai răcoare și când îi dai un pic prin tunel pe acolo și cu trapa deschisă, nu se compară cu nimic în lume. Gata, Barăsane, ai spălat-o? Da, bun, gata, țiplă. Bă, eu n-am cum să verific dacă e țiplă, dar mă bazez pe tine. Poftim, frate, banii, pentru că mi-ai spălat-o. Bă, deci o aglomerație, n-ai cum să te distrezi cu mașina asta. Bă, că tu deja te-ai descălțat, ești confortabilă. Asta e noua noastră casă, Lu. Ce-mi place. Noris, m-am plictisit rău. Ce să găsim altceva de făcut? Cred că am eu o idee. Serios? Ce? Păi, ca să treacă timpul mai repede, hai să ne jucăm niște Match Masters. Ce zici? Mama, pe așteptam să mă întrebi asta, dar normal că vreau. Păi fii atent cum facem, ca să fie mai interesant și cu mai multă acțiune, cine pierde poate să iasă din mașină timp de 30 de minute. Visul meu în momentul ăsta, ce aș vrea să ies? Și pot să merg oriunde? Oriunde, timp de 30 de minute, atâta timp cât în 30 de minute te întorci înapoi în mașină, poți să te duci, măicuță, și la bâlci. Acum că am făcut acest pariu, înainte să intrăm în primul match, vreau să le spun și oamenilor că Match Masters este primul joc PvP în care te duelezi timp de 3 runde cu persoane reale. Pe lângă asta, au o mulțime de evenimente și de turnee, dar cel mai tare lucru este faptul că jocul este gratis și dacă îl descărcați de pe linkul din descriere sau scanând codul QR de pe ecran, o să mai primiți și un pachet de bun venit din partea noastră. Înainte să intrăm în primul match, fiecare dintre noi trebuie
trebuie să alegem cu ce Diamond Booster să jucăm. Eu deja m-am decis și o să joc cu acest roboțel. Acum este rândul meu să aleg cu ce Diamond Booster o să joc acest meci. Și sincer, chiar mi-aș dori să-l joc cu această caracatiță foarte drăguță. Prima rundă este a ta. Văd că deja 3 puncte sunt ale tale. What? 15 puncte? A fost nebunie! Mamă, stelele albastre vreau să le găsesc. Hai, eu. Hai, Noris, că pot! Pot, ajungi bine rău, dar n-ai văzut aceste stele albastre, ok? Următoarea rundă pot să-mi folosesc Diamond Booster-ul și să te bat. Deci în momentul de față ea are 27 de puncte și eu am 24. Nu văd nimic. Mamă, eu văd ceva, dar nu vreau să zic. Nu, am văzut și ea, mă, dar nu contează că dau activate ce mi-activez Diamond Booster-ul. Ia uite-l, ia uite-l. Deci fii atent că eu am 50 de puncte, tu ai 33. Cred că se știe cine o să câștige acest match. Da? Ce și-a activat aceea Diamond Booster-ul? Bă, ce se întâmplă? Nice! Își folosește și Hammer-ul. Bro! Bro, ce se întâmplă? 74 de puncte! Încă o dată! Bă, cât te folosești? Stai să vezi ce... Bro, încă o dată! Ce se întâmplă cu tine? Vreau să-l activez, vreau să-l activez! De ce nu merge? Și puteam să-mi activez Diamond Booster-ul! Nu pot să cred că am câștigat! Bă, dar m-am antrenat atâta și tot mai bătut. Joci prea bine, Mage Masters! Dar m-am gândit mai bine și, sincer, aș vrea să împărțim timpul pe care l-am câștigat. Fiecare să se plimbe 15 minute, pentru că facem challenge-ul ăsta împreună și mi se pare corect să ne împărțim. Ce bine, îmi dai din timpul tău câștigat? Da, mi se pare cel mai corect. Du-te tu prima, că până la urmă tu ai câștigat și ești fată și lasă-mă pe mine să vorbesc ceva cu oamenii. Acum că am pierdut, iar lui este afară, pot doar să vă zic să descărcați și voi Match Masters de pe linkul din descriere sau scanând codul QR de pe ecran ca să vă duelați și voi cu prietenii și nu uitați că dacă o să faceți asta o să primiți un pachet de bun venit din partea mea, așa că o să vă ajute foarte mult să câștigați în următoarele meciuri pe Match Masters. După asta distracție, ei bine, am ajuns și noi la benzinărie, pentru că v-am spus că această mașină consumă foarte mult, așa că eu o să am voie să mă dau jos pentru că alimentez, tu rămâi aici. Păi da, dar tu nu alimentezi. Te duci la baie. Te duci la baie? Bine, să zicem. Deci ea se duce la baie, eu mă duc să alimentez. Deci în momentul de față mai am 130 de km range. Nu e chiar full, dar hai să vedem de cât o să intre. Băgăm benzină extra pentru că doar cu asta merge. Gen no joke sau ceva, nu vreau să sune arogant. Gata, i-am pus și siguranța. Deja 1,5 milioane s-au dus. Uitați-vă puțin cât costă să bagi un plin la ea și nici măcar nu e plin că mai aveam 130 de km range. Care siguranță? Hop! 300 de lei fixe, ești nebun! Acum că ne-am întors la benzinărie, voiam să vă spun și vouă cât fac cu un plin. Bine, în mod normal acum arată mai puțin pentru că m-am dat la ea și am mers mai sportiv și am consum 21.1. Puneți-mi voi în comentarii dacă vi se pare mult sau puțin. Cât timp mai suntem blocați în mașină, ne-am decis să facem o sesiune de karaoke. Să sperăm că nu o să fie cu copyright și o să putem să o și postăm. Și voi o să ne auziți acum gurița aceasta minunată. Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camareră, dă-mi o bere. Bea un cistea soarelui, că mi-a fost două ori de el. Umple cana ca un uică la mama. Mâine câtă zon la varna. Alo, salut, sunt eu. Hai duc. Alo, sunt eu, Picasso. Ți-am dat bip. Vrei să pleci? Da, nu mai e. Bă, chiar am fost foarte funny, n-am ce să zic. M-am distrat pe ciste. Tocmai ce am ajuns să mâncăm și noi la Mac Drive, pentru că unde altfel puteam să mâncăm decât la un drive, pentru că nu puteam să ne dăm jos din mașină. Așa că haideți să deschidem geamul și să comandăm. Mamă, deci asta este suc cu înghețată. Și bine arată. Nu, te rog, te rog, stai liniștită. Nu, că nu cade. Nu cade, hai că nu ce cade. Ce bine arată. Mi-a căzut paiul pe aici. Ne-am pus în spate și suntem gata să mâncăm. Aici avem comanda. Hai să mâncăm și în timp ce mâncăm vreau să arăt stai niște... Stai să pregătesc masa. Aolo, faci măsuț aici? O să ne uităm la niște TikTok-uri, că știți cum e vorba aia, efectiv nu poți să mănânci dacă nu te uiți la ceva. Vezi, i-a dat mingea. Și acum i-a dat înapoi. Săracu! I-a dat un pic în față, bam! Doamne, vezi că l-am văzut deja pe ăsta. Îl știai? Da.
asta ești tu. Vreau să zic că te descrie perfect. Dacă aș fi o râmă mai iubit, dar o întreabă. Bă, bune, ele nu m-a întrebat fix asta într-o zi. Doamne, ferește, deci eu când am auzit vorba asta, eu eram și obosit în ziua aia. Bine, în fiecare zi sunt obosit. Bă, fetiță, cine te-a crescut, mă, așa, să pui întrebările astea? Dă-mi ceva să mă lovească, frate. Nu mai nu poate să-mi arate TikTok-uri de genul ăsta. Nu știu ce era cu fata, dar e că avea ceva la bord. Bă, ești nebun? Cântă-ne ceva. Paie verde, paie, paie, sali pip. Bă, oprește ăsta! Nu mai te rog, nu mai mi-a arătat TikTok-ul, că m-ai oripilat cu TikTok-urile tale. Bă! Ce pana mea! Bă, dai pe apă! Ceva, stai, te zic! Bă, îmi strici pielea! Ce? E doar apă! Am, frate, m-am luat din somn! Bă, dar tu de ce nu dormi? E târziu! Nu e târziu! Încă e timp, trebuie să ne distrăm! N-ai zis asta? Ai zis că mă chem și că facem o grămadă lucruri și tu te-ai pus să dormi! Bun, și mai trezi ca să ce? Ca să-mi dai cu apă! Bă, acum nu, pot să mă pun? Pentru că am o idee. Ce idee mai ai? Nu, e bezna afară. Stai să-mi zic, hai să citim povești de groază. La ora asta? Da, păi e perfect. Hai, ești pregătit? Ia să ne funul și hai să citim. Când eram mică, sufeream de paralizie în somn aproape în fiecare noapte. De obicei, o vedeam pe mama mea cum se spânzura în dulapul din colțul camerei mele. Mama mea a fost găsită spânzurată acum o săptămână în dulapul din colțul camerei mele. Asta e sumbru, efectiv. Data la care a murit sora mea, 22 noiembrie 2019. Ultima dată când a scris în jurnal, 3 ianuarie 2020. Mi-a furat cineva jurnalul sau ce naiba? Când eram mici, fratele meu obișnuia să mă întrebe: Alexandru, de ce mama noastră ne face cu mâna din cealaltă parte a holului? Mama noastră murise în urmă cu 2 ani. Bă, cine le scrie astea, fanteziile astea nebune, că pe bune? Poate nu-s fantezii. Mi se face pielea de găină. După o zi grea la birou, am ajuns acasă și am găsit-o pe iubita mea cu copilul în brațe. Nu știu ce-i mai înfricoșător, să-mi văd iubita moartă cu bebelușul pe care nu am mai apucat să-l nască, sau faptul că cineva mi-a intrat în apartament să-i pună acolo. What the fuck? What the fuck, bro? Ok, astea nu sunt horror, sunt efectiv sadice. Gata cu proveștile de groază, că efectiv asta m-a oripilat. Cui vin ideile astea să scrie bazaculile astea? Că nu cred că-s reale, lasă-mă. Este seară, Bucureștiul este mai gol, așa că am ieșit și noi la o tură cu bestiuța să o dau un pic pe lung să se simtă bine. Avem și trapa deschisă. Cum a fost asta? Poate fuge o roată. Mama mea, cum a fost în tunel? Bine că mi-am pus centura, frate, că m-a ținut. Mamă, sper să se audă pe la bariere măcar jumătate cu ziua de viața reală. E super! Cred că noi s-ar vrea să vă dea pe fiecare în parte ca să simțiți cum e. Ce tare! Păi pe supod aici se aude cel mai tare, efectiv. Deci este ceasul 1.45 și vrem și noi să ne culcăm, așa că o să ne facem patul, avem tot ce ne trebuie în portbagaj și în portbagaj ar trebui să facem și patul să ne culcăm. Chiar sunt curios dacă o să reușim și dacă mașina asta e capabilă să te găzduiască o noapte. A, da, și ne-am dat jos din mașină, adică trebuie să înțelegeți că nu aveam efectiv cum să facem patul altfel și nu vreau să facem o chestie fake, să vedem că ne-am teleportat pur și simplu în portbagaj. Nu ne-am teleportat. Exact. Ne-am dat jos și acum hai să deschidem bagajul și să ne apucăm să-l facem. Avem și laptop, să ne punem la un film în caz de ceva. Tot ce ne trebuie ca să dormim. Acum o să rabatez spătarele de aici din spate ca să putem face mai mult loc. Nu știu efectiv cum o să dormim pentru că în spate acolo e denivelat. Noroc că ne-am luat laptopul, ne-am mai luat și niște chestii de ronțăit. Bă, uitați-vă cât de drăguț arată. Avem o problemă, faptul că ne ies picioarele efectiv. Dai, bă,
noi. Și suntem la maxim. Nu știu cum o să facem să dormim. Mamă, deci se doarme extrem de prost. Mai vrei ceva de ronțăit? Banane, chipsuri? Cred că ne uităm la ceva, da. E să ne punem să ne uităm la un film? Da, putem, poate adormim mai repede. Bun, deci am luat laptopul, urmează să ne punem la un film. Avem aici chipsurile. Rugați-vă, vă rog, pentru noi să trecem cu bine peste această noapte. Ne vedem de dimineață, vă pup, noapte bună. Bună dimineața, ne-am trezit aici cu Lu. Cum ai dormit? Eu foarte bine, dar eu m-am uitat la tine cum dormeai, cum am trezit mai devreme. Nu, eu n-am prea am dormit foarte bine, că m-a luat somnul mai spre zi așa. Frate, m-a rupt de spate, deci nu mai pot. Hai că am făcut și experiența asta. Da, hai să vedem cât e ceasul. E destul de târziu. Da, e 10:35, se poate observa, deci am stat chiar puțin peste. Cam asta a fost experiența noastră. Dacă mai vreți vloguri de genul cu golful, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Eu am fost Nores alături de Lu. Nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!